Mai sunt doar câteva ore până vor debuta evenimentele festive din Baia de Aramă. Zilele orașului și festivalul Munte-Munte Brad Frumos se anunță a fi cel puțin la fel de răsunătoare ca anul trecut. Artiștii de top vor concentra într-un spațiu pitoresc deosebit, cu peisaje unice în județ. Participanții la evenimente se vor bucura de muzică bună și, mai presus de toate, de ospitalitatea specifică muntenilor noștri. Acordurile de muzică populară vor răsuna încă din această seară în Baia de Aramă, când vor concerta atât artiști cunoscuți ai cântecului românesc, cât și tineri aflați la început de drum. Este știut faptul că primăria Baia de Aramă în timp a susținut și promovat pe cât posibil tot ceea ce înseamnă tradiție locală. Pe lângă acordurile cântecului popular, vor concerta în Baia de Aramă și artiști de muzică ușoară, în vogă. În această seară va urca pe scenă îndrăgita trupă Vank, iar așa cum ne-a obișnuit formația, solistul Cornel Ilie reușește de fiecare dată să pună publicul în mișcare și să smulgă ropotă de aplauze. Scapă-mă de ea, de inima mea. Va bate în copa fără control. Dă-mi un ajutor. Scapă-mă de ea. Mâine seară va concerta Randy, iar șirul evenimentelor va fi încheiat de Ada. Participanții se vor putea bucura, la fel ca în fiecare ediție a zilelor orașului, și de un foc de artificii spectaculos. În timp ce festivalul Munte-Munte Brad Frumos este un eveniment împământenit în Baia de Aramă, activitățile festive dedicate zilelor orașului au debutat odată cu preluarea conducerii primăriei de către actualul primar.